Stimați colegi, ordinea de zi a fost aprobată în ședința precedentă. Biroul permanent al Parlamentului avem aprobat un proiect de supliment pentru ordinea de zi a ședinților Parlamentului din data de 21 și 22 mai și avem și o listă de solicitări adiționale din partea diferitor grupuri de deputați pentru completarea ordinii de zi. Voi oferi cuvântul grupului de deputați care vin cu propunerea de a introduce în ordinea de zi proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului înregistrat cu numărul 212 din 20 mai 2015. Vă rog, cine vorbește? Doamna Ivanov, vă rog. Vă mulțumesc, stimată doamnă președintă a ședinței. Fracțiunea Partidului Comuniștilor solicită includerea pe ordinea de zi a proiectului 212. Prin proiectul menționat se propune modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului, după cum urmează: doamna deputată Ina Șupac, aparținând fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, se alege în funcție de membru al Comisiei Drepturile Omului și Relații Interietnice și membru supleant a Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, cine este pentru introducerea în ordinea de zi a proiectului cu număr 212, prezentat de doamna Ivanov, vă rog votați. Mulțumesc, număr suficient de voturi, proiectul a fost introdus în ordinea de zi. Următoarea solicitare vine din partea unui grup de deputați din fracțiunea Partidului Liberal, prin care se solicită introducerea în ordinea de zi a proiectului cu numărul 125 din 2 aprilie 2015. Vă rog, cine prezintă proiectul? Doamna Fusu, vă rog, aveți un minut. Stimați colegi, vin cu îndemn să includem acest proiect pe ordinea de zi pentru că este un subiect extrem de important care se referă la securizarea spațiului informațional al Republicii Moldova. Este o chestiune mai mult decât legislativă, este o problemă în primul rând de securizare, de securitate a independenței chiar a Republicii Moldova, cu atât mai mult că a existat deja un proiect cu numărul 107 care se referea și la această temă, dar a fost criticat pentru că aplica și cenzura în alte articole. Partidul Liberal s-a axat doar pe ideea de securizare a spațiului informațional. Noi ne-am consultat și cu documentele, informațiile primite de la Serviciul de Informare și Securitate, care a apelat de mai multe ori la diferite instanțe și instituții înalte ale statului, dar care totuși nu au ținut cont de recomandările SIS-ului. În acest context, vin cu îndemnul să includem pe ordinea de zi acest proiect, cu atât mai mult că are și aviz pozitiv din partea Guvernului. Acest proiect a fost pus în discuție ieri, așa că avem posibilitatea să demonstrăm nu doar în vorbă, dar și în faptă că chiar ne pasă de suveranitatea, independența și integritatea Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamna deputat. Înainte de a spune votului, vreau să întreb comisia. Aveți raportul pentru acest proiect? Domnul Hotineanu. Abordat este foarte important, cu adevărat. Dar în comisie noi nu am discutat, nu am avut avizul Guvernului. E corect că a fost avizul, ieri a votat pozitiv în ședința de Guvern. Nu avem document oficial, noi nu avem nici cu ce să ne întrunim acum în comisie, că am putea să ne întrunim într-o pauză. Dar nu avem necesități. Toate instrumentele pentru a respecta tehnica legislativă și raportul comisiei nu există. Eu zic că dacă există, deci, avizul Guvernului, marța viitoare discutăm în comisie și data viitoare îl includem obligatoriu. Este subiect important și el trebuie să fie abordat în Parlament. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, în conformitate cu articolul 46, litera punctul 4, aliniatul 4, proiectele de acte legislative care nu au rapoartele comisiilor responsabile nu pot fi incluse în ordine de zi. Domnul Ghimpu, la acest proiect? Vă rog, domnul Ghimpu.
Mulțumesc, doamnă președintă a ședinței. Noi avem practica noastră, nu europeană sau internațională, prin care sau în situații când este sunut un proiect, se organizează o pauză, comisia întrunește, examinează avizul, guvernul este, avizul comisiei este și Parlamentul poate examina. Așa că nu văd nicio problemă dacă noi în ziua de azi am avea o pauză, putem să rășteam noi liberalii 30 minute o pauză și comisia întrunește și avizul. Și cred că ar fi corect dacă ar fi. Orice zi, orice minută contează pentru securitatea cetățenilor noștri. Sunt de acord cu dumneavoastră că mulțumesc. Este important să avem grijă de securitatea cetățenilor noștri, dar consider că corect este să dezbatem proiectul respectând procedura stabilită de legislație, domnul Ghimpu. Deci eu propun ca în ședința următoare, până la ședința următoare, comisia să pregătească raportul și să dezbatem acest proiect cu toate rapoartele necesare. Domnul Străles, la acest subiect? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul în cauză este într-adevăr unul foarte important, sensibil, intens, mediatizat și deja nu mai este o mare secret că este finalizat un proiect care ia în calcul mai multe aspecte ale dimensiunii acestei probleme, care în viitor apropiat va fi supus și unor consultări publice. Vroiam să zic că noi nu putem vota chiar atât de repede fără a avea consultările respective, să luăm în calcul și opinia mai multor actori sociali vizați în așa mod ca să avem un rezultat cât mai bun. De aceea cred că săptămâna viitoare acest subiect va fi dezlegat și definitivat ca să punem punct în această problemă. Deci solicitarea către comisie. Domnul președinte Hotineanu, solicitarea către comisie este, în data ce primiți avizul din partea guvernului, dezbateți proiectul în comisie și pregătiți raportul. Da, domnul Hotineanu. Avem până de seară avizul guvernului, atunci mâine organizăm dezbateri publice, fiindcă mâine, cum înțeleg eu, nu avem ședință, deci va fi comasată și atunci ar fi oportun ca să avem și dezbaterile publice asupra acestui proiect, chiar este sensibil și atunci ar fi corect să procedăm în felul următor. Vă mulțumesc. Următoarea solicitare vine din partea unui grup de deputați ai fracțiunii Partidului Socialiștilor, care solicită introducerea în ordinea de zi a proiectului cu numărul 82 din 18 martie 2015. Cine prezintă proiectul? Domnul Bătrânce, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vlad Bătrânce, fracțiunea Partidului Socialiștilor. Fracțiunea Partidului Socialiștilor solicită introducerea în agenda ședinței de astăzi a proiectului de lege sub numărul 82, care prevede introducerea modificărilor în unele acte legislative și în special în lege cu privire la asociațiile și obștești. Stimați colegi deputați, asistăm astăzi la un lucru de fără de precedent. Atunci când într-un regim liber în străzile și în orașele noastre activează organizațiile unioniste. Articolul 41 din Constituția Republicii Moldova, legea supremă, prevede foarte clar că este oricare activitate care duce la subminarea statalității, suverenității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, activitatea acestor organizații este una anticonstituțională. Însă în regim live noi observăm cum și televiziunea publică și alte organizații media promovează și propagă acest lucru unionism. Iarăși suntem martori în incapacitatea instituțiilor de forță, în impotența Procuraturii Generale, Maiului și altor structuri de forță, în ceea ce privește oprirea activității acestor organizații. Considerăm în numele fracțiunii că acest lucru este... Domnul deputat, timpul dumneavoastră a expirat și țin să menționez o clipă, domnul Bătrâncea. Regulamentul spune foarte clar că prezintă solicitarea în plen unul din deputații care au semnat. Dumneavoastră nu ați semnat. Dumneavoastră nu ați semnat solicitarea de a introduce în ordinea de zi. Vă rog, finalizați gândul, ați făcut deja...
Dumneavoastră nu ați semnat solicitarea. Finalizați, vă rog, gândul, timpul dumneavoastră a expirat. Vă mulțumesc frumos și permiteți, vă rog, să finalizez gândul. Eu sunt co-autor și a mea este prima semnătură. Proiectul este înregistrat încă în luna martie, atunci când noi, socialiștii, am anticipat această situație. Eu nu despre aceasta acum vorbeam. Solicitarea dumneavoastră către președintele Parlamentului nu este semnată și de dumneavoastră. Vă rog, doamnă Полихович, din numele fracțiunii, vă rog frumos, solicitarea este să includeți acest proiect în ordine zi. Am înțeles. Noi considerăm că acest lucru este unul important și, vă mulțumesc. Și activitatea organizată. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, v-ați epuizat minutul, eu vi l-am dat și pe al doilea. Nu am de gând să mă cert cu dumneavoastră. Vă rog, comisia responsabilă, în ce comisie este doamna Polski? Aveți raportul? Nu, am vrut să atenționez plenul Parlamentului că raportul la acest proiect de lege nu este. Mulțumesc. Atunci nu pot să supun votul la acest proiect, fiindcă nu are raportul. Domnul Bolea, de procedură. Domn președinte, de procedură, articolul 46, alineat 4, prevede că nu sunt admise... Nu pot fi inclus în ordinea de zi proiectul ordinii de zi a ședințelor parlamentare proiectele decât dacă, la propunerea biroului permanent sau a fracțiunii parlamentare, Parlamentul nu decide altfel. A fost înaintat regulamentar această propunere, este propunerea fracțiunii, de aceea solicit să fie pusă la vot. Nu o singură dată, noi am... Am înțeles. Dumneavoastră v-ați citit propoziția care vă convine. Eu am să citesc tot aliniatul care spune proiectele de acte legislative care nu au rapoarte după caz cu rapoartele comisiilor sesizate în fond, nu pot fi incluse în proiectul ordinii de zi a ședinței Parlamentului. Numai dacă există o excepție. Am avut o situație similară cu proiectul precedent. Am aplicat acest articol și nu facem excepții. Toate fracțiunile sunt egale în Parlament. Când va fi raportul, atunci voi supune votului. Nu ridicați vocea la mine, domnule deputat, de procedură. Eu vă ascult foarte atent și calm vă răspund și vă rog să vă păstrați și dumneavoastră calmul. La insistența fracțiunii Partidului Socialiștilor supun votul introducerea în ordine fără raportul comisiei, proiectul cu numărul 82. Cine e pentru, vă rog votați. Număr insuficient de voturi. Eu văd de aici. 3 n-au votat. De procedură, domnul Ghimpu. Doamnă președinte a ședinței, eu vă rog să respectați regulamentul. Eu îl respect, domnul Ghimpu. Eu am apăsat butonul înaintea socialiștilor. Nu v-am observat, domnul Ghimpu. Și fiți atent că e zbătăuș. Am înțeles lucrul ăsta. Și dacă o să mai intrați cu ei în discuție, cine știe cum se termină. Exemple avem. Și la primărie, și la construcție, peste tot. Eu am vrut să spun doar un lucru, ceea ce ați menționat dumneavoastră, că nu poate fi un proiect respins, o propunere, exact. Dar a doua vreau spus, vezi cum ați făcut, nu ne-ați respins propunerea, le spune votul, dar lor le s-o plac și a spus votului. De ce ați încălcat regulamentul? Nu am respins propunerea. Cine a spus-o la vot? Domnul Ghimpu, fiindcă nu ați insistat ca fracțiune, a fost prezentare, doriți, vă pun și pe dumneavoastră la vot, dar corect este... Acest proiect, care este foarte important, mult mai important decât argumentele aduse pe marginea celuilalt proiect, din punctul meu de vedere, să dezbatem proiectul și să-l trecem în procedura corectă legislativă. De procedură, domnul Ghimpu, vă rog, o secundă. Sala aceasta reprezintă organul suprem legislativ al statului. Și vă rog să fiți atenți când vorbesc cănuști și când vorbesc străinii. Bine? Mulțumesc frumos. În această sală toți sunt deputați aleși de către cetățenii Republicii Moldova. Următoarea solicitare
este înaintată de către 5 deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor, care solicită introducerea în ordinea de zi a proiectului cu numărul 184 din 7 mai 2015. Cine prezintă proiectul? Domnul Țurcan, vă rog. Da, vă mulțumesc, stimați colegi. Bine, eu am înțeles. Domnul Țurcan, aveți un minut. Domnul Ghimp, vă rog, păstrați liniștea în sală ședință. Având în vedere că străinul a plecat, se poate de prelungit, da? Deci, proiectul numărul 184 a fost propus de către un grup de deputați din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor și prevede aprecierea după audierile care noi am avut pe data de 7 mai, și anume audierile Procurorului General, Guvernatorului Băncii Naționale, deci directorului SIS-ului și directorul centrului CNA-ului. Deci se prevede destituirea acestor persoane din posturile respective. Noi toți ținem minte cum au fost efectuate aceste audieri. Societatea așteaptă rezultatul. Cu regret, cei care au raportat n-au putut nimic să spună când va fi rezultatul, când vor fi trași răspundere persoanele vinovate, când vor fi întorși banii. De ce? Noi considerăm că acest proiect trebuie să fie astăzi inclus în ordinea de zi. Pentru... Domnul Țurcan, faceți referință la solicitarea cu proiectul 184 sau la audieri? Ori pe ambele odată le-ați prezentat. 184. Ok. Domnul Țurcan, vă rog. Da, eu vorbesc în cazul dat despre proiectul numărul 184, deoarece în rezultatul audierilor noi am rămas fără nicio concluzie. Așa cum cei care au făcut armata, țin minte, era așa o expresie, PPR. Посидели и разошлись. Я такая маша супримет. Супун вотулуй проект, интродучеря на орне адези, а проект люку номеру 184. Чини пентру, вы рог вотать. Номер инсуфичент. Următoarea solicitare vine la fel din partea unui grup de deputați socialiști. Vă rog, cine o prezintă? Domnul Bolea, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, ședință. Vasile Bolea, fracțiunea socialiștilor. Noi solicităm includerea în ordinea de zi următoare chestiuni privind audierea directorului Serviciului de Informații Securitate, Procurorul General, Ministrul Afacerilor Interne, privind inițiatorii și organizatorii marșurilor unioniste din 16-17 mai 2015, precum și formațiunilor politice, organizațiilor guvernamentale care stau în spatele acestora și promovează deschis lichidarea statalității Republicii Moldova, destabilizarea situației sociale, politice, economice, acelor persoane care au admis blocarea totală a activității biroului Vamal Leușeni timp de mai multe ore și informarea privind prejudiciile constatate și calculate ca urmare a blocării activității acestei instituții, VEMI din Republica Moldova. Solicităm astăzi să fie făcute aceste audieri acestor persoane. Supun votului propunerea prezentată de către domnul deputat Bolea. Cine este pentru, vă rog, votați. Număr insuficient. Mulțumesc. Alte solicitări nu au fost înregistrate. Domnul Dodon, vă rog. Stimați colegi, în calitate de autori propunem ca două subiecte din ordine de zi să fie transferate pentru altă ședință. Însă până la aceasta vreau să... Vă rog să anunțați numărul. Acuș. Însă până la aceasta vreau să atenționez că astăzi nu ați dorit, stimați colegi, în ghilimele cei care nu au dorit, nici să interziceți marșurile unioniste, nici să faceți audieri parlamentare referitor la manipulările și... Dumneavoastră v-ați expirat timpul ca fracțiune atunci când ați prezentat proiectele. Acum vă rog să vă referiți la, doar la proiectele pe care doriți să le excludeți în ordinea de zi. În caz contrar, vă închid microfonul. Domnul Dodon.
Nu știu de la cine, stimată doamnă, ați învățat să închideți așa microfoanele și... Respect regulamentul, stimate domn. Nu aș spune că respectați, însă este altă problemă. Vă spun că nu facem față celor provocări care în timpul, în ultimul timp sunt tot mai frecvente și vom pierde situația, voi veți pierde situația de sub control. Proiectul numărul 26 și 27 propune să fie transferate pentru o altă ședință a Parlamentului. Alte solicitări nu sunt, nu, referitor la proiectul 26 și 27. Autorii au dreptul să solicite transferul. Domnul Creangă. Mulțumesc, doamna președinte. Rog să fie exclus din ordine de zi în proiectul de numărul 1301, numărul 9 din ordine de zi. Mulțumesc. În numele Comisiei, solicitarea. Domnul Munteanu, de procedură sau dacă nu e de procedură, vă închid microfonul. Vă rog. Da, mulțumesc, deja am început să tremur. Nu tremurați, dar respectați regulament. Mă avertizați, vă uitați la mine și mă avertizați fără să știți ce vreau să spun, doamna președintă. E un lucru foarte important. Suntem în Parlamentul Republicii Moldova, suntem purtători ai suveranității poporului, dar în același timp există deputați care depășesc foarte mult norma legală și constituțională. Și o să vă spun despre ce este vorba. Există câțiva deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor care s-au dedat la acțiuni care depășesc limitele codului penal sau se pliază pe anumite articole din codul penal, au făcut anumite acțiuni de dezordine la primărie municipiului Chișinău și într-un sector al municipiului Chișinău, mai exact în sectorul botanic. De ce solicitarea noastră legitimă este către Procurorul General să urmărească asupra celerității procesului de ridicare a imunității acestor deputați, pentru ca să clarificăm acum la începutul legislaturii că acest lucru nu se poate pentru ca să descurajăm astfel de acțiuni. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnule deputat, expediat solicitarea în conformitate cu prevederile legislației. Doamna Polski. Mulțumesc. Vă dau mai târziu dreptul la replică. Mulțumesc, astăzi, doamna președinte. Eu, din numele Comisiei, solicit amânarea proiectului de lege 152, proiectul de hotărâre, mai bine zis, cu numărul 1 din ordine de zi, și vis-a-vis de proiectul care a fost inclus în ordine de zi, proiectul de hotărâre 212, am să solicit pe parcurs o pauză să se întrunească Comisia Juridică. Vă mulțumesc. Înregistrat. Obiecții nu sunt la transferul proiectului 152. Se acceptă. Doamna Șupac, de procedură. Ina Șupac, fracțiunea Partidului Comuniștilor. Cu titlul de informare vreau să vă informez, stimați colegi, că astăzi la ședința Consiliului Raional a Nenii Noi, la inițiativa fracțiunii Partidului Comuniștilor, a fost anulată decizia cu privire la închiderea gimnaziului din satul Troița Nouă. Doamna Șupac, cu aceste de procedură, vă rog să închideți microfonul. Acum doar de procedură și ordine de zi, doamna Șupac. Următorul, domnul Ceban, dreptul la replică. Mulțumesc mult, domn președinte. Dezordine, domnul Munteanu, este atunci când cetățenii locuitori ai municipiului Chișinău sunt deposedați ilegal de bunuri în valoare de aproape 1 miliard de lei. Unii fură aici la nivel de țară, iar voi furați în primărie. Și o să răspundeți, repet, o să răspundeți pentru toate aceste acțiuni. Și, domn președinte, vreau ca toată lumea să știe că fracțiunea Partidului Socialiștilor a înaintat în adresa Procuraturii și altor instanțe privitor la comportamentul domnului Gabura și domnului Cojușneanu, care au lovit în mod liberal și democratic, așa cum vă place vouă să spuneți, cu picioarele și cu pumnii în cap un cetățean care se afla la ședința primăriei. Și veți răspunde și pentru asta și vom cere urmărire penală ca să vă cunoască hoților și frumoșilor la față toată Moldova. Vă rog să aveți grijă la cuvintele cu care, le utilizați în ședința de plen. Domnul Iacob, dacă este de procedură. Doamna Iacob, Iacob, da. Încerc scuze. Fracțiunea Partidului Liberal.
Doamna vicepreședinte, stimați colegi, recent au fost majorate considerabil prețurile la perfectarea pașapoartelor. Doamnă deputat, nu este de procedură pentru acest subiect. La sfârșitul ședinței este o oră specială. Domnul Bolea, de procedură? Dacă nu e de procedură, deconectez microfonul. Ascultați-mă până la urmă și atunci o să vedeți de procedură sau nu. Domnul președinte, 3 săptămâni în urmă am reiterat că în confruntate cu articolul 127 din regulament, e de procedură, am invocat și articolul 127 din regulament, să vină... Asta încă nu înseamnă că e de procedură. De procedură e la ordine de zi de astăzi. Dar nu întrerupeți, vă rog, aveți puțină stimă față de alți deputați. Vă rog. Acest articol 127 prevede că anual, în luna aprilie, guvernul, în ședință de plen a Parlamentului, prezintă raportul anual a activității sale. Din câte țin minte, președintele Parlamentului a solicitat ca domnul prim-ministru să vină în ședință să dea acest raport. De două ori deja a solicitat, până în prezent domnul prim-ministru nu a venit. Luând în considerare că astăzi avem în a doua jumătate a zilei ședința Parlamentului, cred că până la finele ședinței domnul prim-ministru o să găsească puțin timp să vină cu raport. De aceea solicităm să fie invitat prim-ministru și... Domnul deputat, dumneavoastră încălcați regulamentul. Faceți, vă rog, solicitarea în scris în adresa președintelui Parlamentului, a biroului, se va discuta și se va vota introducerea în ordine de zi. Eu v-am dat un minut, el a expirat și mai mult chiar. Domnul Bolea. Președinte, a ședinței. A fost de două ori, solicitarea noastră a fost acceptată. Domnul Gănăciuc a transmis Cancelarei de Stat ca domnul prim-ministru să vină. Dumnealui nu a venit. Vă rog mult să-i transmiteți un plamenă-i privet din partea noastră, să vină de la Cricova în coace să dea raport la activității guvernului. Solicitarea în scris se va fi supusă votului. Astăzi eu nu am ce supun sub... pune votului. Astăzi eu nu am nicio solicitare pe care să o supun votului. Domnul Deacov, dacă e de procedură. E de procedură, fiindcă se referă la discuțiile astea multiple. Noi, Parlamentul l-am transformat într-un fel de dasca abevlenie aici. Fiecare își ce trăsnește în cap. Eu vreau să vă spun că un guvern dă dare de seamă privind activitatea proprie. Nu poate să-și dea dare de seamă de activitatea altui guvern. Deci trebuie să ne gândim ceea ce spunem. Vă mulțumesc. Domnul Apostol. Domnul președinte, vă rog frumos să vă folosiți dreptul dumneavoastră și atunci când unii deputați se dau la acuzații nefondate, să fie sancționați. Mi se pare că unii deputați din cauza punilor luați în cap spun aberația și în presa Parlamentului. Vă rog să încheiem acest subiect. V-ați dat fiecare replică la acest subiect. Deci propunerea mea este... Dacă alte solicitări nu au fost de modificarea ordinei de zi, supun votului ordinea de zi cu completările anunțate astăzi și suplimentul prezentat de către biroul Parlamentului. Cine este pentru, vă rog, votați. Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost aprobată și începem dezbaterea proiectelor. Primul proiect pe ordinea de zi pe care îl vom dezbate este proiectul de lege privind abrogarea articolului 2 al legii numărul 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul Penal al Republicii Moldova. Proiectul înregistrat cu numărul 204, 18 mai 2015, prezintă Ministerul Justiției, domnul Gurduza, vă rog. Mulțumată, doamnă președinte, stimați deputați, se prezintă proiectul de lege numărul 204, ce are ca bază executarea hotărârii Curții Constituționale, altfel spus, la 4 aprilie 2014, Parlamentul a aprobat legea 56, ulterior Curtea Constituțională a declarat neconstituțional, altfel nu avem decât să prezentăm un proiect tehnic, rugăm susținerea acesta. Vă mulțumim.
Vă rog, întrebări către autor? Nu sunt, vă mulțumesc și invit comisia, doamna Polski, vă rog, prezentați raportul comisiei. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, Comisia Juridică în numiri și imunități a examinat proiectul 204 din 18 mai privind abrogarea articolului 2 a legii 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul Penal, inițiativă legislativă a Guvernului. Așa cum a fost menționat, proiectul vine să aducem în concordanță, de fapt, cadrul legislativ, având în vedere existența hotărârii Curții Constituționale prin care acest articol a fost declarat neconstituțional și din acest motiv a apărut și inițiativa legislativă. Rezultatul examinării proiectului de lege, membrii comisiei cu majoritatea voturilor au propus proiectul de lege, propun Parlamentului proiectul de lege pentru examinare și adoptare în prima și a doua lectură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte. Întrebări nu sunt pentru comisie. Stimați colegi, supun votul proiectului cu numărul 200 înainte de vot. Domnul Strălez. Mulțumesc, doamna președinte. Referitor la proiectul în cauză, noi am vrea să anunțăm poziția fracțiunii că chiar și dacă luăm în calcul verdictul Curții Constituționale, verdicte care deseori sunt disputate, oricum rămânem în convingerea că ar fi o nedreptate în cazul în care în termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere a responsabililor, cei care s-au făcut vinovați de evenimentele din 7 aprilie, să nu fie prelungit. De aceea, în contextul acestei situații, noi ne vom abține de la vot, fracțiunea noastră. Voi ați apres parlamentul. Înregistrat. Cine este pentru aprobarea proiectului 204 din 18 mai 2015 în prima lectură, vă rog, votați. Număr insuficient pentru... Eu întreb, cine este pentru susținerea proiectului 204 în prima lectură? Vă rog, votați. În prima lectură. Fiindcă situația este neclară, rog să anunțați voturile pe fiecare sector. Sectorul 1, 2 voturi. Sectorul 2, 27 de voturi. Sectorul 3, 0 voturi. 29 de voturi. Astăzi suntem în sală 88 de deputați, deci ne trebuie 45 de procedură, domnul Deacov. Da, stimați colegi, eu într-adevăr... Domnul Strileț, asta se referă la votul de acum. În primul rând, proiectul ăsta vine de la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției e autor, de la Guvern. Noi ne conformăm unei situații concrete. Fiindcă este decizia Curții Constituționale și este proiectul de lege care a fost, sau legea care a fost votată. Se creează o situație foarte neclară juridică. De ce? Eu înțeleg principialitatea și nu știu ce a fracțiunii, dar trebuie de discutat și de votat acest proiect, fiindcă el este unul tehnic, într-adevăr. Și vine de la Ministerul Justiției. Înregistrat, domnul Strălez. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Deacov, eu înțeleg perfect despre ce merge vorba. Puteți să nu vă obosiți să-mi dați explicații. Eu am subliniat încă o dată. Este poziția fracțiunii. Noi considerăm că ar fi o nedreptate ca cei vinoveți de acțiunile din 7 aprilie să se spele pe mâini. Dar, totodată, menționez că decizia Curții Constituționale oricum deja produce efecte. Indiferent de faptul, se votează în plen sau nu se votează în plen. Noi, ca fracțiune, nu putem vota pentru acest proiect din considerentele explicate. Dar efectele sunt produse, așa că cei care s-au făcut vinovezi de evenimentele de la 7 aprilie se pot considera liberi de răspundere dacă n-au fost deja condamnați. Proiectul a fost respins.
Următorul proiect în ordinea de zi a Parlamentului este proiectul cu numărul 203 din 18 mai 2015, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Prezintă domnul Botnar, viceministru al finanțelor. Vă rog. Stimat domnul președinte, stimați deputați, propun în atenția dumneavoastră modificarea articolului 125 Cod Fiscal. Prezentul proiect de lege conține propuneri de modificare și completare a Codului Fiscal, care prevede concretizarea normelor privind drepturi de beneficiere de restituire a sumelor accizilor achitate la importul mărfurilor la pozițiile tarifare 27.101.23.10, 27.101.27.00 și 27.101.92.10 de către agenții economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea cu combustibil, carburanță, aeronavilor într-o formulă revăzută. Modificarea este cauzată de faptul că prin legea prin modificare și completare unor acte legislative numărul 71 din 12.04.2015 a fost admisă o eroare tehnică privind excluderea dreptului agentului economic care livrează mărfurile la pozițiile tarifare expuse mai sus, utilizate în calitate de combustibil pentru alimentarea aeronavilor, de a stinge restanțele față de buget la impozite și taxe, iar în lipsa restanțelor de a transfera la contul bancar acestea din contul sumelor accize achitate de către agentul economic în cauză pentru mărfuri menționate. Suplimentar se propune efectuarea corectărilor unor erori tehnice din legea numărul 71 din 12.04.2015. Aceste modificări respective vizează articolul 26 din legea menționată și ține de termenii de punere în aplicare unor prevederi prin care se propune corectarea acestora după cum urmează. În acest context, la articolul 4 din articolul 26, textul punctului 61 referitor la articolul 64 urmează a fi substituit cu textul punctului 60 la referitor la articolul 64 alineatul 4, litera D. După textul punctului 61 referitor la articolul 64 alineatul 4, litera D, urmează a fi introdus punctul 62. Textul punctului 60 referitor la articolul 34 urmează a fi substituit cu textul punctului 59, referitor la articolul 34 alineatul 1. Textul punctului 85 urmează a fi substituit cu textul punctului 84. Toate normele de la articolul 4, punctul 3, punctul 59, referitor la articolul 34 alineatul 1, litera E, articolul 21, punctul 6 urmează a fi supuse în aplicare la 1 ianuarie 2016. Rog susținerea proiectului. Bună ziua, vă salut întregul plen, salutările mele și în continuare sesiunea de întrebări-răspunsuri. Domnul Reidman, vă rog frumos. Nu. Domnul ministru, spuneți, vă rog, cine este subiectul acestei norme de cu accizile la combustibil? Cine este subiectul? Compania Ariana. Cine este subiectul? În cazul dat este importatorul produsului accizat. O precizare. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Это разрушение, полное разрушение целостности налогового кодекса. Потому что возмещение акцизов возможно только тем, кто осуществляет экспортные операции, то ли по товарам, то ли по услугам. Комбустибл от импортатора продается на территории Республики Молдова. А шаурму? Exact. Alimentarea aeronavilor se realizează în aeroportul internațional Chișinău, să zicem. Domnul Рейдман, вы можете продолжать. Что аэропорт, международный аэропорт Кишинев, это что, свободная экономическая зона? Mulțumesc de întrebare, eu să încerc să fac puțină claritate vis-a-vis de problema dată. Pentru mine nu trebuie nicio claritate. Este clar că dumneavoastră nu știți ce faceți. În primul rând, eu am atenționat că este o normă de rectificare, pentru că anterior,
acest drept a importatorului funcționa până la elaborarea noii politici bugetar fiscale. Respectiv, prin greșeală a fost exclus aceste articole și aplicat lipsit de dreptul de restituire a accizului acestor companii care prestează astfel de servicii. Aveți vreo precizare, domnule Edman? Скажите мне, при поставке на борт воздушного судна горючего компания, которая импортирует это горючее и потом поставляет его, таможенную декларацию заполняет? Noi vorbim despre acciz care deja a fost plătit. Exact. Domnul Ridman, dacă nu mai aveți, domnul Brega, în continuare, vă rog frumos cele două întrebări. Mulțumesc, Brega, fracțiune Partidul Liberal. Deci, domnul ministru, prima întrebare. Și cunoscut faptul că majoritatea companiilor europene, deoarece este un traseu destul de scurt, se alimentează în Berlin, mai știu unde acolo, în Budapesta, se alimentează și practic la noi nu procură nimic. Primul, desigur, poate este și motivul că e prețul mai scump, deoarece nu turneam, dar ei știu cine au de furc și nu prea recomandă să se alimenteze aici în teritoriu. Majoritatea se alimentează cei care vin din altele părți, din ce să iei. Vreau să vă întreb, care a fost volumul de combustibil care s-au alimentat companiile aeriene pe 2014 și care sunt aceste companii? Așa. Mulțumesc de întrebare. Domnul deputat, eu încerc scuze, nu vă pot oferi exact valoarea de volum, dar am informație pe 2014 vis-a-vis de accizul restituit operatorilor economici care administrează astfel de servicii și valoarea care este indicată este 558.000 de lei anual. Domnul Brega, aveți vreo precizare la acest subiect? 558.000 de lei, clar. Acum, a doua întrebare. Totuși, cine e importatorul de combustibil pentru avioane? Cer scuză, nu cunosc. Nu știți. Bine, am înțeles. Ia, vă rog, concretizată este chestia și o să vedeți pentru ce să faci acest lucru. Cu toate că ar trebui. Dar noi suntem în Moldova. Vă mulțumesc în continuare, domnul Bolea, poftim. Bolea, fracțiunea socialiștilor. Spuneți, vă rog, domnul raportor, cunoaște o țară întreagă că avem cetățeni bogați care pot să-și permită procurarea avioanelor să deplaseze pe întreaga lume, unul dintre care este Ilan Șor, altul cel lipsit de aici din Parlament, domnul Plahotniuc, care tot are avioane. Spuneți, vă rog, că acest acciz care este inclus în prețul combustibilului va fi restituit companiei aeriene, persoanelor respective care se deplasează cu avionul sau va fi altui cuiva restituit? Și spuneți, vă rog, concret dacă ați estimat cifra acestor restituiri, deoarece acești bani nu o să nimerească în buget. Da, mulțumesc de întrebare. O precizare. Beneficiază de această restituire importatorii, cei care au plătit accizul inițial și ulterior li se restituie. Și valoarea care este indicată este cea care am anunțat-o anterior, 558.000 de lei anual. Domnul Bolea, a doua întrebare? O precizare, adică înseamnă că aceste persoane care se alimentează aici de la importatorii noștri vor primi un rabat, o reducere la combustibil dacă va fi restituit acest acces, suma pentru acest acces? Eu încerc scuză, cred că deja este domeniul relațiilor comerciale între operatorii economic și deținătorul aeronavei, dar vreau să adaug că această prevedere funcționează la nivel internațional. Oriunde este restituit accizul la alimentarea aeronavelor. Avem și directiva Uniunii Europene care expres stabilește modalitatea de restituire acestor accize.
A doua întrebare, domnul Bălea. Da, a doua întrebare. Spuneți, vă rog, ministerul a venit cu calculele sale. De ce ministerul nu a venit, de exemplu, cu o propunere privind restituirea accizilor la combustibil pentru agricultori, care sunt mult mai mulți, da, și pe ei doare chestia asta, da. Restituim accizile la combustibil pentru cei care călătoresc cu charteruri, cu aeronave personale și așa mai departe. Dumneavoastră vă gândiți ca minister privind implementarea politicilor doar la unele persoane sau la majoritatea populației din Republica Moldova? Eu cred că noi, prin modificarea dată, creăm o claritate în legislația națională privitoare la administrarea fiscală, exact cum se operează și cum se administrează accizul pe această zonă de activitate în domeniul aeronautic. Vă mulțumim frumos, domnul Bole, dacă mai aveți o ultimă precizare ca să trecem la următoarea persoană. Vă mulțumim frumos. Domnul Chirinciuc, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte. Chirinciuc, Partidul Liberal. Domnule autor, eu vreau să vă susțin un pic, pentru că aeroportul internațional nu este zona economică liberă, dar din păcate l-am dat în concesiune rușilor pe 49 de ani și cred că cu acest motiv veniți cu acest proiect de lege. Eu vă întreb următorul lucru. Câte companii vor profita de aceste facilități și cui aparțin aceste companii? Cer scuze, nu cunosc acest răspuns. În procesul de avizare și în procesul de amendament care s-a făcut, nu s-a luat în calcul beneficiarii acestui proiect. Aveți vreo precizare, domnul Chirinciuc, sau a doua întrebare către autor? Deci eu sunt sigur că îi cunoașteți, noi îi cunoaștem cu toții, dar nu vreți să le dați nume. De aceea, noi nu vom susține acest proiect de lege. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Întrebări nu mai sunt. Vă mulțumim. În continuare, invit la tribuna principală pe domnul Ștefan Creangă, președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, pentru a da citire și a prezenta raportul comisiei. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi deputați. Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoare. Prezentul proiect de lege pentru modificarea și completarea codului fiscal, în partea ce ține de concretizarea normelor privind dreptul de beneficiere la restituirea sumelor accizilor achitate la importul de mărfuri de la poziție tarifare 27 10 123 10 27 10 127 00 27 10 192 10 de către agenții economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea combustibil aeronavelor într-o formulă revizuită. Necesitatea prumului de modificare se întemeiază pe faptul că prin lege pe modificare și completarea unor acte legislative din 71 din 2015 a fost o admisă o eroare tehnică privind excluderea dreptului agentului economic care livrează mărfurile respective utilizate în calitate de combustibil pentru alimentarea aeronavelor, de a stinge restanțele față de buget la impozite și taxe, iar în lipsa lor de a transfera la contul bancar acestuia din contul sumelor accizelor achitate de către agentul economic în cauză pentru mărfurile menționate. Suplimentar, se propune de a modifica, de a efectua corectări unor erori tehnice din legea 71, și anume, modificările respective vizează articolul 26 din legea menționată, ce ține de termenul de punere în aplicare a unor prevederi prin care se propune corectarea acestora. Comisia susține conceptual pentru prima lectură proiectul de lege, iar pentru lectura a doua va îmbunătăți proiectul respectiv în baza propunerilor și obiectelor parvenite din partea fracțiunilor parlamentare, comisiilor permanente și a deputaților. Pornind de la cele menționate, Comisia propune Parlamentului proiect de lege spre examinare și aprobare în prima lectură. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Creangă, dacă sunt întrebări în adresa comisiei. Întrebări nu sunt în adresa comisiei. Vă mulțumim, domnul Creangă, și în continuare voi supune votul pentru prima lectură susținerea.
Da, mă scuzați, da, domnul Reitman, aveți perfectă dreptate, aveți o luare de cuvânt. Cer scuze, vă poftim la tribuna principală. Și la mulți ani încă o dată, domnul Reitman. Уважаемые коллеги, к сожалению, дискуссия перешла в какую-то совершенно неясную политическую или геополитическую плоскость. Вопрос очень технический. Другое дело, что Министерство финансов, внеся в этот закон, не исправило те недостатки, которые в этом законе были, которые бы соблюдали или помогали соблюдать целостность налогового кодекса. Ясно одно. Во всем мире горючее, которым заправляются воздушные суда, которые летят за границу, это осуществление услуги на экспорт, это горючее освобождается от уплаты акциза или ему потребителю возмещается этот акциз. Есть два подхода. Либо мы этот тип горючего, который больше нигде не используется, хотя это не так, освобождаем от акциза при импорте, либо мы возмещаем акциз тому, кто осуществил экспортную услугу. Министерство финансов же предлагает возмещать акциз тому, кто заправил воздушное судно. Но эта операция по поставке горючего осуществляется на территории Республики Молдова, осуществляется в адрес экономического агента, например, Air Moldova или другого резидента Республики Молдова. Здесь нет ничего неясного. Горючее облагается акцизом на входе, горючее сохраняет свой акциз при поставке на борт судна, и авиакомпания, которая осуществляет экспортные услуги по перевозке, возмещает себе этот акциз при списании горючего. Все ясно, как божий день. Целостность налогового кодекса, целостность подхода должна быть соблюдена. Концептуально, так оно и кредим, как концепт, есть и дребт, он характер дребт, но и сустеним, как концепт, комбустибил пентру аэронави, требует сефие супус акчизилор, остается треба. Да, технику этого дела во втором чтении мы обязательно должны отработать для того, чтобы закон был соблюден в целостности и, как бы это сказать, единообразно по отношению ко всем экономическим агентам. И не имеет никакого значения, кому принадлежит аэропорт, не имеет никакого значения, куда летят суда воздушные. Тем более, что количество рейсов в Европу, Африку и так далее значительно превышает количество рейсов в СНГ. Спасибо. Vă mulțumesc. Nu știu cum despre Africa, dar în general destinații sunt multe. În continuare, supun votului proiectul de lege numărul 203 din 18 mai 2015 și se referă la modificarea și completarea unor acte legislative. Un vot pentru aprobarea acestuia în prima lectură. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Cu ochiul liber, majoritate a celor prezenți din sală, respectiv proiectul de lege numărul 203 din 18 mai 2015 a fost votat în prima lectură. În continuare propun examinării și dezbaterii proiectul de lege pentru completarea anexei numărul 1 la legea 142 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior ciclul 1, numărul 197 din 15 mai 2015, îl invit la tribuna principală pe domnul Loghin, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Stimate domnule președinte, stimați deputați, pe scurt, acest proiect prevede ajustarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și la schimbările ce se produc în piața muncii. Deci este o
ajustare la legea din 7 iulie 2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de performare profesională. Deci esența proiectului dat constă în includerea în domeniul de formare profesională a științei agricole a unei specialități noi și anume siguranța produselor alimentare. Specialitate necesară pentru atingerea și menținerea unui grad înalt de protecție a sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește inofensivitatea produselor alimentare. Dacă să ne referim la politica Uniunii Europene privind siguranța alimentară, atunci ea are ca scop să garanteze alimente și furaje sigure și hrănitoare, un nivel mai ridicat de sănătate și bunăstare a animalelor și a protecției plantelor, informații suficiente și transparente cu privire la originea, conținutul, etichetarea și utilizarea alimentelor. Sunt practic majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar și din lume, care posede acest gen de facultăți și specialități la universitate, la instituțiile de profil. Un alt aspect la care am vrut să mă opresc foarte operativ este oportunitățile de angajare a studenților care vor absolvi această specialitate. Este o angajare, un domeniu de angajare destul de vast, ca să numesc vreo câteva din ele: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu 1422 de unități, dintre care 1251 în subdiviziuni teritoriale, Agenția pentru Protecția Consumatorilor cu 78 de unități, Agenția Sanitară Veterinară, Centre de Medicină Preventivă, Industria Cărnii, Laptelui, Murării și Panificație, Control și Expertiză Calității Produselor Alimentare, etc. Și ca ultim aspect am vrut să menționez că această lege nu ar avea un impact asupra impact financiar asupra țării. Deci vor fi aceste 10-15 locuri care vor fi necesare pentru specialitate, vor fi suplinite din contul altor specialități din instituțiile de profil. Vă rog să acceptați, să aprobați acest proiect de lege. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Ghin, în continuare întrebări în adresa reprezentantului Ministerului. Domnul Mudreac, vă rog frumos, poftiți. Domnul Mudreac, președintele Partidului Socialiștilor. Domnul viceministru, așa întrebare. Intenționați să în cadrul Universității Agrare scrieți o altă facultate sau în cadrul unei facultăți deja existente în cadrul? Deci această specialitate va fi deschisă în Universitatea Agrară deja la o facultate existentă. Vă mulțumesc. Dacă aveți a doua întrebare sau precizare? Ca o precizare, numiți-o care? Zootehnie. Nu-i lua. Ceva încurcat. A doua întrebare. Ați spus că oportunități de angajare în câmpul muncii. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, da, și asumiți și Agenția Sanitară Veterinară. Este la ziua de astăzi așa instituție Agenția Sanitară Veterinară? Deci, stați, Agenția Sanitară Veterinară, când m-am menționat această agenție, m-am referit la veterinarii care sunt astăzi independenți. Domnul Mudreac, vă rog frumos. Domnul. Așa, instituții de stat există astăzi în Republica Moldova sau nu astăzi, există? Deci, veterinarii astăzi sunt entități. Așa, instituții, agenție, sanitară. Nu există. Vă răspund la întrebare. Deci, veterinarii sunt independenți astăzi în Republica Moldova. Dumneavoastră ați numit agenție sanitară. Așa, nu există așa instituție în stat. A fost reorganizat sub Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Îmi cer iertare pentru această greșeală. Vă mulțumim frumos, domnul Reitman, vă rog frumos. Господин министр, такой вопрос. Какие основные задачи стоят перед этими специалистами? Можете их перечислить укрупненно, 5-6? Ну вот, выдал 4, как основной тезач пилок. Дич, atingerea și menținerea unui grad înalt de protecție și a sănătății publice, a intereselor consumatorilor, a inofensivității produselor alimentare, etc. Da, domnul Reitman, vă rugăm frumos pentru precizare. Это очень общие вещи. Они будут защищать потребителя когда? На уровне готового продукта? Noi astăzi nu avem
în instituțiile de învățământ. Nu avem o specialitate care pregătește veterinari. Deci asta este sensul. Ceea ce se întâmplă aici, noi facem o mică ajustare la, la o anexă, la o lege care deja există. Doar adăugăm o mică specialitate de 10-15 persoane. Nu înțeleg de ce este așa de... așa de, Domnule Ильман, повторите в продолжении. Дело в том, что продовольственная безопасность или безопасность продовольствия не начинается, когда это продовольствие попадает к потребителю или на прилавок. Оно начинается, когда его начинают производить, сеют или размножают, дуют и так далее. И потом все технологии промышленной переработки этого сельскохозяйственного сырья должны быть, грубо говоря, подвержены вот этому контролю секьюритати элементара. Вы же нам предлагаете назвать секьюритати элементара, восстановить подготовку ветеринаров, что ли? Я не понимаю. Скопул acestor, deci absolvenții acestui specialități nu este scopul lor nu este de a rezolva toate problemele legate de siguranță alimentară. Eu vorbesc despre un segment destul de precis. Domnul Reitman, precizare, vă rog frumos. Если скопу, ну, есть и аша, ну, есть ну, и... Дичь, ну, есть и резолвары проблеми пер тотал, дела... дела так дела... не надо называть это секьюритати алиментара. Назовите это, восстановим подготовку ветеринаров, или зоотехников, или еще кого-то. А то вы себе одеваете красивую фуражку, а честь отдавать не умеете. Я без головного убора здесь, господин. Вам мульцовим фрумос, дамна Фусун, континуаре, повтите. Corina Fusu, fracțiunea Partidului Liberal. Bineînțeles că intenția acestui proiect de lege cu stabilirea unei noi specialități, siguranța produselor agroalimentare, este absolut euroconformă și noi am susținut acest proiect de lege, dar avem unele întrebări și chiar nedumeriri, pentru că siguranța produselor alimentare, aflăm chiar din... nota informativă la proiect prevede mai multe, este un domeniu complex și prevede includerea mai multor specialități sau mai multe cunoștințe, inclusiv profesii de tip ingineresc. Eu aș spune că e mai mult o specialitate de analiză biochimică sau chimică, sau specialiști care sunt pregătiți la Universitatea Tehnică. Așadar, reiterez întrebarea, de ce ați ales Universitatea Agrară? Doar pentru faptul că există sintagma agroalimentară, poate v-ați gândi că această specialitate ar putea fi studiată mai temeinic, repet, fie la biologie, fie la chimie, fie la Universitatea Tehnică, unde deja sunt preocupați de calitatea produselor alimentare, bine, deja fabricate, dar oricum este siguranța produselor alimentare. Asta, de ce ați ales Universitatea Agrară? Da. Universitatea Agrară a fost aleasă numai din simplu motiv că, practic, 100% din absolvenți vor lucra în domeniul agroindustrial. Doamna Fusu, pentru precizare, vă rog. Absolut nu m-ați convins deloc, pentru că și într-o instituție medicală unde avem tehnologii performante nu lucrează doar inginerii, nu sunt pregătiți la Universitatea de Medicină, sunt pregătiți la universități tehnice. Este, cred că, o paralelă care v-ar face mai creativ în acest sens. Și a doua întrebare este că, bine, există această, va exista, să zicem, această nouă specializare, specialitate. Spuneți-vă, rog, dar cadrul profesoral, există el oare la etapa actuală? A fost pregătit oare? Pentru că nu trebuie să inventați bicicleta, astfel de facultăți există chiar în statul România și în alte state. Deci cadrul profesoral. Sunt foarte multe state unde există astfel de specialități, nu ne oprim doar la România, dar e practic fiecare țară din Uniunea Europeană și restul lumii. Am considerat că este oportun să avem și noi o astfel de specialitate. Cât despre corp didactic,
Probabil că există, dacă s-a oferit, dacă s-a discutat și la nivel de universitate, probabil că avem așa specialiști. Doamna Fusu, vă rog frumos pentru precizări. Deci înțeleg că probabil nu a fost cuvântul care nu v-a convenit. Deci, da, domnule autor, trebuie să știți absolut cu siguranță dacă există cadre didactice pregătite. Avem absolvenți la aceste facultăți în statul soră, România, și care sunt aici la noi. Au trecut specializările. Corect, și sunt locuitori al statului Republica Moldova și pot preda această specialitate. Acum ați fost mai concret, vă mulțumesc. Vă mulțumim în continuare. Domnul Brega, vă rog. Mulțumesc. Brega, fracțiune Partidul Liberal. Domnul raportor, eu am o întrebare la dumneavoastră, deoarece după toate întrebările și toate răspunsurile, cam lumea s-a mai, nu prea a înțeles. Deci noi cunoaștem, dumneavoastră foarte des a spus siguranța alimentară, ANSA, ați pronunțat. Deci în ANSA, într-adevăr, ea are atribuții tangențială pregătirea acestor cadre, numai prin simplu motiv că este un segment din siguranța alimentară. Deci dumneavoastră acum vreți să pregătiți ca atare specialiști pentru segmentul hrana animalelor, furajul. Gata, așa și trebuie să lămuriți. Că atunci începe fiecare înțelege, dumneavoastră pregătiți niște specialiști pentru siguranța alimentară. Deci este vorba de pregătirea cadrelor pentru hrana animalelor. Corect am înțeles? Corect, vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Brega, mai aveți alte întrebări? Se pare că nu. Pentru o ultimă precizare, înainte de a da de raportul comisiei, vă rog frumos, domnul Modrai, foarte scurt. Mulțumesc, domnul președinte. Eu să încerc foarte scurt. Specialitatea dată astăzi în Republica Moldova este o necesitate strigentă de așa specialitate. Pentru că astăzi specialiștii răspund de la producere până la producție, produsul materie primă până la produsul finit care este pus pe masa cu consumatorul. Deci, necătând la faptul că domnul ministru a venit slab pregătit, eu să rog tot plenul Parlamentul pentru a susține proiectul dat, pentru că în caz contrar, exporturile, nu necătând la est sau la vest, o să fie necesar de avizarea și controlul de anume de specialiști din domeniul dat. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim pentru încurajările respective. Doamna Dominte, vă rog frumos, dacă aveți întrebări. Eu la fel am vrut să susțin colegii care au înaintat propunerea că această specialitate trebuie să se numească mai îngust. Pentru că noi chiar am studiat recent experiența unor țări europene, acolo specialiștii în securitate alimentară se pregătesc chiar la universități de medicină, ei sunt specialiști în sănătate publică cu o specializare mult mai largă. Dumneavoastră însă prin această denumire doriți să acoperiți un segment mai îngust, dar denumirea este una largă și noi insistăm pe faptul ca să schimbați această denumire. Dacă pot să vă răspund la această întrebare? Cu precizare și eu. Deci în România, Universitatea USAMV, Facultatea de Zootehnie, Iași, Facultatea de Agricultură, Craiova și Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Științe Agricole. Deci toate au o relevanță și au o tangență cu agricultura. Poftiți? Vă mulțumim, doamna Dominte, vă rog frumos la microfon. Alte țări aveți ca exemplu? Iată, noi am venit din Slovenia, am văzut acolo să sunt pregătiți specialiștii în sănătate publică cu specializare pe securitate alimentară. Ei și activează în domeniul de sănătate publică, acești specialiști sunt pregătiți de universitățile respective. Deci, poate aveți această experiență română, dar există și alte experiențe, de aceea eu cred că trebuie de precizat mai bine această denumire. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. La acest moment nu mai sunt, dar eventual, domnul State, cer scuze, poftiți. Domnul ministru, și totuși am vrut să întreb, poate cunoașteți ce se face și în Federația Rusă, spre exemplu, sau în Ucraina, în acest domeniu, fiindcă vă apelați permanent la unul și același, la țara dumneavoastră soră. Noi apelăm la experiența Uniunii Europene și... Deci, din câte știu eu, Federația Rusă este foarte atentă la acest gen de studii
că de altfel știți că ne-au interzis importul în Federația Rusă a produselor de carne și de lapte și probabil că sunt foarte bine pregătiți specialiștii din Rusia, probabil că au și așa specialități. Domnul Stati, vă rog frumos de care specizezi o a doua întrebare. Da. Domnul ministru, eu cred că concluzia noastră este absolut eronată. N-are nimic în comun interzicerea importului de carne în Federația Rusă cu pregătirea specialiștilor în domeniu. Am fost ironic, domnule. E fantezie de dumneavoastră. Am fost ironic, dacă m-ați înțeles. Vă mulțumesc frumos, domnul Brega, poftiți. Mulțumesc. Deci, domnul raportor, dumneavoastră corect a spus și se întâmplă în România, se întâmplă în Uniunea Europeană, chiar și în Slovenia. Dar, într-adevăr, în Slovenia pregătesc pentru asiguranța alimentară la Universitatea de Medicină, dar din momentul când, specialiști din momentul când, ori animalul e sacrificat, ori de acum pâinea este, grâul este de acum prelucrat la produs finit. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate, numai nu știu de ce nu spuneți corect. Este vorba de o specialitate pentru specialiști care știu, o dirigează cu hrana furajieră pentru animale. Și aici, într-adevăr, doamna Oxana v-a spus corect. V-a spus corect. Denumire trebuie să o schimbați, pur și simplu. O altă denumire trebuie să fie. Și atâta. Când începem iarăși, am încălsit. Vă mulțumim. La acest moment nu mai sunt întrebări. Vă mulțumesc frumos tuturor celor implicați. Vă mulțumim, domnul Loghen. În continuare, levit pe domnul Crangă să ne prezinte. Îmi cer scuze, domnul Hătineanu. Da, cer scuze. Domnul Hătineanu, președintele Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineri, Sport și Mass Media, vă rugăm frumos să prezentați raportul Comisiei. Domnul Crangu, ne cerem scuze. Onorate, domn președinte, doamnă și domnilor deputați, Comisia Protecție Socială a examinat inițiativa Guvernului pentru modificarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialiștilor în pregătirea cadrelor în instituțiile superioare de învățământ și deci conclude că într-adevăr la momentul actual este foarte necesar pregătirea specialiștilor în ciclul universitar în domeniul siguranței produselor alimentare. Și vreau să accentuez că această specialitate, acest specialist, de fapt, va monitoriza întreg lanț de producere agroindustrială. Nu numai un segment a produsului. El este specialistul care va convoca și va uni toți specialiștii care lucrează în ANSA. În ANSA funcționează astăzi zeci de specialiști. Ăsta va fi acel care îi va convoca și îi va uni. De ce noi trebuie să acceptăm această specialitate? Ea este relevantă și ea, într-adevăr, acest specialist astăzi trebuie să apară la Universitatea Agrară, fiindcă, în continuare, și nu este medicină preventivă, e sănătate publică, și în continuare specialiștii de sănătate publică își vor avea atribuțiile și contribuțiile și la produsul finit agroalimentar, dar și la deci elementele de procedură, de tehnică, de pregătire a lanțului întreg de producere a acestui produs. Și Comisia a venit cu propunerea să votăm și în prima și a doua lectură. Vine în august înmatricularea. Noi nu vom avea timp ca să includem în universitățile respective această specialitate. Și, domnilor deputați, vă rog să votăm și în prima și a doua lectură. Domnul Vladimir Voronin. Mai încet am spus-o. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnul Hătineanu. Păi de atâta că dormeau și atât, vă rog de ce frumos, am zis că domnul Hătineanu, ne referim doar la proiectul de lege. Vă mulțumim frumos. Separat discuțiile tet-a-tet. Cine are întrebări în adresa Comisiei, vă rog frumos. Nu sunt întrebări. Vă mulțumim mult, domnul Hătineanu. În continuare, supun votului pentru prima lectură proiectul de lege pentru completarea anexei numărul 1 la legea 142 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior ciclu 1, proiectul numărul 197 din 15 mai 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură? Vă rog frumos să votați.
cu vot aproape unanim în plen. Proiectul de lege a fost votat în primă lectură. Comisia a propus și pentru lectura a doua. Aș vrea să mă adresez fracțiunilor parlamentare pentru opinie. Doamna Ivanov, vă rog frumos, pentru lectura a doua. Avem nevoie de o pauză. Am înțeles, vom avea o pauză și o să revenim la acest subiect. Doamna, cine din partea fracțiunii partidului? Domnul Neguțu, vă rog frumos. Noi suntem pentru. Domnul Lupu, vă rog frumos. Domnul Lupu, vă rog frumos. Domnul Lupu, vă rog frumos, dacă aveți ceva împotrivă ca din partea fracțiunii ca acest proiect de lege să fie votat și în a doua lectură. Este pentru. Domnul Străleț, în continuare, vă rog frumos dumneavoastră. Domnul Valeriu Munteanu, vă rog frumos. Noi acceptăm. În momentul în care s-a întrebat fracțiunea Partidului Comuniștilor, ei hotărăsc tot temperatura la voi în coaliție. Și ceilalți nu puteți să-i mai întrebați. Noi acceptăm, nu, stimate domnul Valeriu Munteanu. Stimate domnul Valeriu Munteanu, întrebările le dau în adresa tuturor fracțiunilor parlamentare care mai ales au interesul statului ca prioritate în comparație cu interesele partidului. Și domnul Stăleț, dumneavoastră, cum considerați? Da, vă mulțumesc frumos. Vom avea o pauză și revenim la acest. Nu? Da, bine, putem trece la vot atunci în lectura a doua. Cine este pentru aprobarea în lectura a doua a proiectului de lege 197 din 15 mai 2015, proiectul de lege pentru completarea anexei numărul 1 la legea 142 din 2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și a specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior ciclu 1, cine este pentru, vă rog frumos să votați. Și numărătorii, vă rog frumos să ne dați rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 21. Sectorul 2, 35. Sectorul 3, 26. Cu 90 de voturi pentru proiectul de lege pentru completarea anexei numărul 1 la legea 142 din 2005, 197 numărul de înregistrare din 15 mai 2015 a fost aprobat și într-a doua lectură și ultima. Domnul Neguță, vă rog frumos de procedură. Mulțumesc, domnul președinte. Până în prezent am examinat 3 proiecte de legi, autor guvernul. În fața noastră, în mod normal, trebuia să fie 3 miniștri. Am văzut 3 viceministri. Se primește că tema veche care noi permanent o discutăm, absolut nicio reacție. La ședința guvernului, cu mici excepții, sunt miniștri, ei intră în esența problemei, sunt mai informați. În comisii și în ședința plenară vin viceministri, șef de direcții, cu alte informații, are loc un decalaj de informații care are și în cele din urmă calitatea legilor noastre. Spuneți, vă rog, noi suntem în stare să asigurăm că regulamentul nostru să fie respectat. Deci, dumneavoastră, puteți ridica receptorul să vorbiți cu prim-ministru țării ca să fie atitudine respectuoasă față de organul legislativ suprem și să nu ne întâlnim cu cazurile acestea pe viitor. Rog secretariatul să anunțe guvernul că începând de ședința viitoare nu vom accepta examinarea proiectelor neprezentate de miniștri, doar în caz de excepție, evident, dacă este plecat ministrul sau sunt alte chestiuni importante. Domnul Voroniu, vă rog frumos de procedură. Procedură, da, de procedură. Ieri, în cadrul ședinței festive care a deschis zilele Chiriliței în Republica Moldova, deputatul Marian Lupu l-a impus pe deputatul Nichifărăciuc să facă agitație în favoarea Partidului Democrat de pe scena filarmonică. Deci, cu alte cuvinte, înțeleg că încurajați acest act și vă rugăm frumos cetățenii Republicii Moldova, mai ales cei care folosesc chirilița, să voteze pentru Partidul Democrat, pe cum și pentru alte partide, după buna lor voință. În continuare, domnul Chiriciuc, bineînțeles că aveți dreptul la... Nichifărciuc, îmi cer scuze, bineînțeles că aveți...
Domnul Nichifărciuc, bineînțeles, aveți dreptul la replică. Una foarte bună. Nichifărciuc, fracțiune Partidului Democrat. Deci vreau să vă anunț că Partidul Democrat se prezintă doar acolo unde este invitat. Noi nicăieri nu vinim neinvitați și toți cunosc de unde noi facem parte, fără ca să anunțăm. Aici, ați exagerat, trebuie să mergem și acolo unde nu ne invită. Domnul președinte Lupu, vă rog frumos, ați fost menționat, aveți dreptul la replică. Ei, dacă așa s-a pornit, de ce nu? Eu vreau să vă mulțumesc pe domnul președinte a PCRM, domnul Voronin, pentru publicitate, pentru faptul că a pus încă o dată în evidență buna disciplină și organizarea în Partidul Democrat. E și normal că un membru de partid face ceea ce îi spune președintele partidului. Mulțumesc frumos! Domnul președinte Voronin, luând de considerare experiența de care aveți, factura dumneavoastră trebuie să fie foarte scumpă pentru astfel de publicitate. Vă rog frumos, domnul Voronin. Da, corect. Această stenogramă, care a fost confirmată și de domnul Chivărciuc, de domnul Lupu, noi să o prezentăm Comisiei Centrale Electorale, pentru a lua decizii respective, faptul comportament și stenogramă din filarmonic. Și au vorbit Chivărciuc. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Și dacă suntem la capitolul procedură, domnul Bolea, vă rog frumos. Da, mulțumim, domn președinte. Dacă în plenul Parlamentului tot ce se face agitație electorală din partea celorlalți partide, eu aș sugera cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor din 14 iunie, să nu voteze partidele din actuala alianță, din PD, PCRM și PD. Domnul Bolea, liberal. Vă rugăm frumos, dumneavoastră probabil n-ați înțeles mesajele până acum și acest exercițiu a fost mai mult pentru a aduce un spirit de constructivism și de colaborare între toate fracțiunile parlamentare. În spiritul mai ales a următoarelor proiecte de legi care urmează să fie votate, mai ales în lectura a doua. Domnul Pistrinciuc, aveți și dumneavoastră ceva de procedură? Exact, eu vreau să mă refer la ceea ce spuneau colegii socialiști, la această obligativitate de a invita ministri. Eu vreau să spun că nu se încalcă niciun fel de lege și procedură când vin viceministri și solicitările acestea sunt excesive. Noi știm foarte bine de ce ar vrea ei ca ministri să fie câte 2-3 zile pe săptămână în Parlament pentru a avea aceste, știu, partide de box deja nu reale la care sunt deprinse, dar politice. Rolul ministrului este de, inclusiv să coordoneze activitatea și în teritorii, în subdiviziunile pe care le au în raioane. De ce eu nu aș fi atât de categoric ca la fiecare proiect și unele modificări care nu sunt unele sistemice, ei ar trebui să fie obligatori. Un viceministru are deplină capacitate, inclusiv prin lege, dreptul să prezinte proiecte de lege în Parlament și nu trebuie diminuat rolul colegilor noștri din guvern. Mersi mult! Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, înțeleg că vor fi... Nu. Domnule Guțu, deja am făcut solicitările respective. În continuare înțelegem că va fi necesară o pauză pentru Comisia Juridică, însă până la anunțarea pauzei, permiteți-mi în conformitate cu articolul 46 alineatul 3 de regulamentul Parlamentului, în mod excepțional ca și președinte a ședinței, să propun plenului completarea ordinii de zi de astăzi a Parlamentului cu introducerea proiectului înregistrat cu numărul 213 21 mai 2015, cel repartizat tuturor deputaților și care se referă la proiect de hotărâre privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în susținerea agricultorilor. Cine este pentru completarea ordinii de zi cu subiectul numărul 213 din 21 mai 2015, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Majoritatea, ordinea de zi este completată. Doamna Apolski, vă rog frumos, cât timp aveți nevoie pentru pauză, pentru comisie? 5 minute. Noi suntem pregătiți. 5 minute. De procedură, domnul Brega, vă rog frumos. Mulțumesc, Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Am o întrebare. Proiectul ăsta de lege a fost introdus sau inclus în ordinea de zi? Dacă e introdus, spuneți unde. Vă mulțumesc frumos, doamna Ivanova, vă rog frumos de procedură.
Vă mulțumesc, domnule președinte. Fracțiunea Partidului Comuniștilor solicită extinderea pauzei până la jumate de oră. Vă rog mult. Am înțeles, asta era și intenția mea. Pauza este anunțată până la ora 16:00. Ne revedem în sala plenului. Vă mulțumesc.